eu acest moment la acest seminar. O să încerc să vă fac o scurtă prezentare a proiectului, așa cum spuneam, pentru că vedea cadrul general în care se desfășoară acest seminar. Proiectul de extindere și reabilitare a sistemelor de apă și apă usată din regiunile Nedia, Dunăre și Arcita este un proiect finanțat din programul operațional sectorial de mediu, din fondurile structurale ale Comisiei Europene. 80,77% din valoarea totală a proiectului este finanțată din fondurile structurale, 13,5% din bugetul de stat, 2% de municipalitățile implicate în proiect și 5% de către noi ca operator regional de apă și apă usată. Valoarea totală a proiectului este de 82,9 milioane de euro și acest proiect a pornit în începând cu 2007, a fost aprobat de către Comisia Europeană în 2008 și în noiembrie 2008 a fost semnat contractul de finanțare cu autoritatea de management a programului operațional sectorial de mediu. Din acel moment am început partea de implementare a acestui proiect, care cuprinde în principiu atât activități de lucrări pentru reabilitarea sistemelor de apă și apă usată, asistențe tehnice, implementarea unor sisteme informatice, achiziții de echipamente specializate. Cele 6 contracte de lucrări eligibile pe acest proiect sunt împărțite în funcție de tipurile de lucrări și avem ca lucrări un contract pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată în municipiul Mediaș, în valoare de 16 milioane de euro. Un contract pentru extinderea și reabilitarea stației de epurare din municipiul Mediaș, în valoare tot de 16 milioane de euro. Stația de tratare din municipiul Mediaș, în valoare de 10,5 milioane de euro. Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată a rețelelor din orașele Arnița și din Drăveni, stațiile de curare din orașele Arnița și din Drăveni și de asemenea avem stațiile de tratare apă potabilă și conducte de aducțiune pentru orașele Arnița și din Drăveni. Mai avem un contract de inițial calitate de servicii transformat în contract de lucrări, care este implementarea sistemului SCADA pe întreg arealul de activitate și pe toate sistemele care au fost sau erau pe calitatea de realizat în acest proiect. De asemenea, avem încă un contract neeligibil care este finanțat doar din surse proprii. Este vorba de construcția sediului noului operator. Și să încep în prezentare cu acest subiect. Operatorul a fost format în 2007, un operator nou, care a trebuit să își asigure toate resursele pentru a putea să opereze sistemele și să-și atingă scopul pentru care a fost implicat. Am pornit practic de la zero și atât organizatorii instituționali cu resurse și dotări, iar pentru a putea să ne desfășurăm activitatea, unul dintre obiective este realizarea acestor sedii în principalele locuri de desfășurare activității, respectiv în Media și în Dumnezeu și Antita, care funcționează ca niște sucursale care vor prelua ulterior în operare și în administrare și celelalte localități rurale din zona lor de acțiune. La ora actuală,
așa. Stația de curare Mediaș a fost finalizată, pusă în funcțiune încă din noiembrie anul trecut. De asemenea, stația de tratare Mediaș este în acest moment în procedură de recepție. Contractul de rețele, de rețele apă și canalizare în Anita și Bunăveni a fost finalizat, a fost recepționat. Contractul de stații de curare din Anita și Bunăveni a fost finalizat, este în procedură de recepție. Practic, singurele două contracte care mai sunt în derulare este contractul de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare din municipiul Mediaș, care este și el undeva la 95% după ultimele actualizări. Deci, fizic, suntem la 95%. Preconizăm că se vor finaliza aceste lucrări undeva în finalul lunii iunie. Este adevărat, termenul de finalizare era cu 30-a 4-a. El n-a fost atins de către constructor, iar pentru lucrările neexecutate până la acea dată, constructorul, din păcate, va fi supus penalităților contractuale. În ceea ce privește ultimul contract care este practic în lucru, respectiv stațiile de tratare din Anita și Bunăveni, care conțin și o conductă de adiciune de la stația de tratare a Pășel, undeva în zona al pașul de sus, cine cunoaște zona, chiar vis-a-vis de Albota, de tensiune Albota. În acest contract avem de realizat acolo, la paș, o stație de tratare, o conductă de adiciune de 42 de km până la Admita, care are disponibilitatea de alimentare cu apă a încă 28 de localități din bazinul Câtibaciu, de din zona de sud-est a județului și în corelare cu investițiile care le fac o parte din primării sau pe etapa a doua de proiect, care în 2014-2020, din această conductă vor fi alimentate toate localitățile din acea zonă. Cum spuneam, este vorba de circa 28 de localități în oraș. În partea de Dumbrăveni avem de asemenea o stație de tratare. Am realizat un front, un nou front de culturi. Aici avem alimentarea din apă de aducime. Am realizat un nou front de culturi și stația de tratare. Din păcate, acest contract este cel mai întârziat, este doar la 70% dar vizit, pentru că am avut niște divergențe cu contractorul spaniol. Suntem în faza de a trece peste aceste divergențe și de a construi un act adițional care să ne permită derularea și finalizarea acestui contract. Sperăm ca până la finalul acestui an să finalizăm și acest proiect. Deci, în principiu, cum spuneam, ne aflăm undeva la un stadiu fizic. În general, depășim 90% și sperăm ca toate contractele de lucrări să fie finalizate până la finalul ce înseamnă asta? Înseamnă că ne încadrăm în termenii contractuale de finanțare, înseamnă că acest proiect poate să devină o poveste de succes care va putea fi o mulțime pentru întreaga zonă, având în vedere că practic este cel mai mare proiect de investiții care se reușea de lucrat în această zonă, cel puțin de la Revoluție. Ca obiective principale ale acestui proiect, sigur, este principalul obiectiv este protecția mediului. Protecția mediului cu obiectivele derivate din acest obiectiv general, care
protecția suferă. Apă înseamnă eliminarea infiltrațiilor în pânzele freatice și în sol, din rețelele de canalizare. Înseamnă până la urmă